Atleta legitimată la clubul Steaua București, Simona Maxim, se află pe final de carieră. Zălăuanca în vârstă de 28 de ani a fost suspendată 4 ani din toate competițiile de către Comisia Antidoping a Comitetului Olimpic și Sportiv Român, potrivit gsp.ro. Pe mine nu m-a înștiințat nimeni despre suspendare, m-au anunțat doar că am fost depistată pozitiv. Eu voi face tot ce-mi stă în putință pentru a-mi demonstra vinovăția. Fosta atletă de la CSM Zălău a fost depistată pozitiv cu eritropoietin în urma analizelor efectuate de laboratoarele de la București și Lozan. Simona se afla în urmă cu câteva săptămâni în cantonamentul de la Snagov, unde se pregătea cu lotul național pentru campionatul mondial de maraton din Rusia. Agenția Națională Antidoping și Federația Română de Atletism a comandat la acea vreme un test pentru toți sportivii aflați la Snagov, însă la aflarea veștii, atleta a fugit din cantonament. Ulterior s-a prezentat la test, iar rezultatul a fost pozitiv. Simona Maxim a început atletismul în urmă cu 17 ani la liceul cu program sportiv Avram Iancu, după care a fost legitimată la CSM Zalău. Din 2008 până în 2011 a alergat pentru CSU Galați, iar din 2011 a reprezentat clubul CSM Onești. Anul acesta Simona Maxim s-a transferat la Steaua București.